Președintele Klaus Iohannis a mai cerut și aderarea completă a României la spațiul Schengen în plenul Parlamentului European, unde a ținut un discurs despre viitorul Europei. În acest context, șeful statului a subliniat că este o distanță prea mare între cetățenii europeni și politicienii care îi reprezintă, dând exemplu protestelor fermierilor din întreaga Uniune Europeană. Deciziile referitoare la politica agricolă comună s-au luat în 2020, înainte de pandemie, nota bene. Suntem în 2024. Oare de ce a fost nevoie să avem, după 4 ani, proteste masive ale fermierilor în toată Uniunea Europeană? Declarația președintelui României a fost făcută la o zi după ce șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunțat că va propune retragerea proiectului care limitează folosirea pesticidelor pe teritoriul Uniunii Europene. Șeful statului a cerut în plenul Parlamentului European ca România să intre deplin în Schengen. Consideră că ridicarea controalelor la frontierele aeriene și maritime în martie ar trebui urmată în mod firesc de eliminarea verificărilor la granițele terestre. Doar în aceste condiții, susține președintele Iohannis, s-ar putea reflecta contribuția pe care țara noastră o are la securitatea Uniunii Europene. În ceea ce privește posibilitatea să ocupe o funcție la vârful Uniunii Europene, șeful statului a refuzat să facă speculații. A declarat însă că ar fi inadmisibil ca nicio poziție să nu fie ocupată de o persoană din Est. Geographic balance should definitely be reflected when posts are appointed this year. Important to note, it will be done after the elections, hence also for me to repeat the importance that people vote. După discursul în plen, șeful statului a avut o întâlnire cu europarlamentarii români.